Președintele are dreptul să refuze o singură dată, în baza motivelor strict precizate de lege. În situația în care președintele refuză în mod arbitrar sau nerespectând legea, președintele încalcă Constituția și acționează în mod ilegal. Și atrag atenția candidatului ales, domnului Dodon, că în situația în care va deveni președinte, urmează strict în conformitate cu legea să acționeze. Președintele nou ales, în baza Constituției, nu poate în mod arbitrar să dizolve Parlamentul, dar Parlamentul Republicii Moldova, în situația în care președintele încalcă legea, cu ușurință poate să-l suspende. De aceea să aibă grijă și să fie atent când face astfel de declarații.